În Liga Elitelor Under 16, FC Argeș a învins cu 3-0 pe propriul teren pe CSM Râmnicu Vâlcea. Golurile piteștenilor au fost reușite de Andrei Stoica și Darius Grigore. În urma acestui rezultat, formația pregătită de Cătălin Oancea a urcat pe locul 4 al clasamentului cu 16 puncte, cu 4 mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. Următorul joc al piteștenilor este programat sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 10, în deplasare cu Gaz Metan Mediaș, echipă care ocupă locul 10 cu doar 6 puncte adunate în 8 runde. În campionatul național Under 17, FC Argeș s-a impus cu 9-0 în confruntarea de pe propriul teren cu CN Dinicu Golescu. Golurile echipei pregătite de Daniel Nicolae Ghiță au fost marcate de Augustin Chiriță, Cosmin Tecuceanu, Gino Oprescu, Mario Amaradi, Sebastian Matei, Daniel Drugan, Loren Băluță și David Prepeliță. Tot în etapa a șaptea, dar a campionatului național Under 19, FC Argeș s-a impus cu 7-2 în confruntarea de pe propriul teren cu CN Dinicu Golescu. Golurile formației pregătite de Robert Ianache au fost reușite de Robert Cruceru, Ionuț Oprescu, Mădălin Crivăț, Mario Dobra, Mario Mitoi și Bogdan Mălin. În urma acestei victorii, FC Argeș, Under 17, a urcat pe locul 1 cu 19 puncte, la egalitate cu LPS Viitorul Pitești, care a remizat 0-0 în deplasarea de la ACS Alma Sibiu. După succesul cu mușcelenii, FC Argeș Under 19 ocupă locul 2 în clasamentul seriei A5-a cu 19 puncte, cu 2 mai puțin decât liderul LPS Viitorul Pitești. În următoarea etapă a celor două competiții, alb-violeții vor întâlni miercuri 13 octombrie de la orele 12 respectiv 14 în deplasare pe LPS Viitorul Pitești. În etapa cu numărul 7 a Ligii a 3-a, FC Argeș 2 a terminat la egalitate 1-1 în disputa de pe propriul teren cu Academica Clincen 2. În urma acestei remize, piteștenii ocupă locul 9 al seriei a 4-a cu 4 puncte. Următorul joc al elevilor pregătiți de Constantin Schumacher este programat vineri 15 octombrie de la ora 15 la baza sportivă Albota cu Unirea Bascov.